La Complexul Muzeal Iulian Antonescu din Bacău a avut loc vernisarea expoziției Zâmbete de cer senin, reprezentând chipuri ale copiilor cu autism. Acțiunea face parte din campania de conștientizare a autismului la nivelul comunității băcăoane, desfășurată de Fundația Episcop Melchisedec, filiala Bacău, sub numele Autismul colorează diferit lumea. Noi, tocmai prin această expoziție, prin filmul pe care l-am realizat, căutăm să spunem lumii că un copil cu autism este un copil obișnuit. În familia din care provine, el este un copil iubit, un copil ajutat. Sunt atâția specialiști în jurul lui care își dau concursul pentru dezvoltarea sa, pentru a deprinde lucrurile firești pe care toți copiii le fac în viață. La evenimentul de astăzi au fost prezenți colaboratori, părinți și copii ai Centrului de zi pentru persoane cu autism Sfinții Cosma și Damian al Fundației Episcop Melchisedec. În deschiderea întâlnirii a fost vizionat filmul de prezentare a copiilor. Noi exact asta am vrut în săptămâna asta, să arătăm că acești copii sunt și frumoși și talentați și fericiți, că au anumite talente pe care poate unii copii tipici nu reușesc să le aibă într-o viață întreagă. Și atunci, pe lângă aceste lucruri, am vrut să vadă și părinții copiilor cu autism că putem ieși în față cu acești copii, că nu trebuie să ne rușinăm și că suntem mândri de ei, chiar dacă în spate sunt niște eforturi incredibile. Expoziția și campania desfășurată recent au avut rolul de a surprinde aspectele luminoase în timpul orelor de terapie pe care copiii cu autism le parcurg la centrul de zi Sfinții Cosma și Damian. Copiii cu dizabilități și în special cei diagnosticați cu autism reprezintă pentru noi și pentru județul Bacău o prioritate. De ce? Pentru că în ultimii ani numărul a crescut, sau numărul care îl avem noi în evidență, este destul de mare. La sfârșitul anului acesta a depășit cifra de 400, cu o medie de 40-50 de copii pe an, ceea ce considerăm că este foarte mult. Iar în realitate numărul lor este mult mai mare. Campania s-a desfășurat în perioada 2-8 aprilie, iar expoziția poate fi vizitată până în data de 15 aprilie.